Ștafeta veteranilor Invictus, ediția a 8-a, este în plină desfășurare. Aceasta reprezintă un eveniment organizat în România de voluntarii Invictus, care și-au propus să aducă un omagiu eroilor României, militari sau civili, prin intermediul sportului. Astfel, participanții poartă în alergare sau pe biciclete drapelul național din respect pentru înaintașii noștri și din recunoștință pentru veteranii de război. Activitatea se desfășoară pe 3 trasee, denumite după culorile drapelului național, a debutat la începutul acestei luni și se va finaliza în data de 25 octombrie, de ziua Armatei Române, la Monumentul Ostașului Român de la Carei. Venind din Caraș-Severin, ștafeta a ajuns în 19 octombrie și în județul Hunedoara, care este pe traseul albastru și s-a oprit în mai multe locuri, unul dintre acestea fiind Castelul Corvinilor. Sacrificiu impune respect. Go Invictus! Și așa că vă mulțumim tuturor, respect înaintașilor, respect vouă, respect tuturor! Astăzi, ștafeta veteranilor Invictus și-a continuat drumul plecând din Deva la Lugoj, distanța pe care o parcurge pe acest traseu fiind de 110 km.